În etapa a 20-a a returului actualei ediții de campionat, de la nivelul eșalonului al patrulea, AS Milcov a avut programat meci pe terenul grupării Viitorul Rusănești. Elevii lui Ristea și-au făcut un meci facil, la pauză având deja un avantaj de 4 goluri. După reluarea jocului, milcovenii au mai reușit să marcheze de 2 ori în poarta Viitorului. Pe lista marcatorilor și-au trecut numele Vasilescu, Ghiță, Duriță și Niculescu. A fost un meci ușor, am dominat de la un cap la altul. Felicit jucătorii pentru atitudinea care a dat dovadă. Mă bucur că pentru un jucător nou de 18 ani, Duriță, care a măcat la debut 2 goluri, 4-0 la pauză. Știți că după pauză o mică relaxare, dar a fost bine. Ristea este mulțumit și de prestația jucătorilor nou veniți în această iarnă. Nu mai avem probleme la relații de joc, lotul este omogen, grupul, îmi place că este un grup unit, deci suntem pe drum cel bun. Iată și alte rezultate înregistrate ieri în campionatul județean. Viitorul Grădinile s-a impus pe teren propriu în fața grupării Oltul Curtișoara cu scorul de 3-1 și Voința Băbiciu a reușit să câștige partida în fața celor de la Avântul Coteana. Rezultat final 4-0. Vedița Colonești a pierdut în deplasare la scor de neprezentare în fața grupării Recolta Stoicănești. Același eșec l-a suferit și Victoria Dobrun în confruntarea cu Oltul Scornicești. Petrolul Potcoava a avut meci programat în compania echipei Olimpia Rotunda, dar cum aceasta s-a retras din campionat, cei din Potcoava au câștigat 3 puncte la masa verde. În urma acestei etape, podiumul este ocupat de AS Milcov cu 39 de puncte, Recolta Stoicănești cu 37 de puncte și Petrolul Potcoava cu 34 de puncte. Următoarele partide pe care le vor disputa formațiile din Liga a 4-a vor avea loc tot în cadrul unei etape intermediare, miercurea viitoare.